Calul lui Ion de la Craiova, hop! Calul lui Ion de la Craiova. Ești în filmare, nu? Let's go!
Cine v-a chemat aici și cum vi se pare aici? Domnul Ilie Bărbălan m-a invitat de prietenul meu și m-a invitat la Târg. Un târg foarte frumos și este prima dată când venim la Târg. Suntem onorat cu prezența și ne este drag să fim în preajma lui cu caiuști, care sunt grijiți doar de noi. Da, și vom veni de câte ori este ocazia. Caii mei sunt crescuți și îngrijiți numai de bine și ne vândrim cu ei. Vă salutăm! Câte ori ne chemați sau ne invitați. Până la urmă veniți și ne invitați. Să ne facem dorți cu caii. Bine spus! Bine spus, da? Cu cai de ăștia, 23 de mii. Tocmai de la Giurgiu am venit. 250 de mii. Să ne onorăm prietenii cu prezența. El este arvăsarul Castan, un arvăsar de 6 ani. Deosebit de cuvinte, s-a ajuns din Olanda. Și garantat la orice. Doar că nu vorbim. Atât. Ne-am fi bucurat să fie și mai mulți cai, dar probabil la următoarea organizare veți avea mai mulți invitați. Mulțumim foarte mult! Să crească cât mai mulți cai, să organizăm expoziții, să facem ceva frumos, să ne întâlnim între noi, toți prietenii, toți negustorii de animale. Vă pup și vă mulțumesc pentru vizionare la toată lumea. Arată acolo și lipițeni, și frizieni, andaluși, toate rasele de cai avem. Da. Ok, spăgăm. Mulțumesc.
Vă salută Arun Mondialu. Să trăiți, băieți, la târgu de la Prearba, la Ion, judecătorul. A venit din toată țara aici la noi, la Craiova. Și am venit și noi cu exemplarele ăștia. Șeful României, eu sunt, ca să știe și Claus Câmpeanu. Că se vede când ești pe stradă, cu ce marfă vii și cu toate. Nu vreau să mă laud, dar vreau să spun. Cu ceasul de 300 de grame, cu bici ca un negustor și cu pantofi de la Boss. Hugo Boss. Da. Și n-am venit ca ciucie cu catârie ea să facă târgul din Craiova de râs. Vă rog frumos să postați pe Princesa Ardealului. Și pe stânga puțin, de acolo este și mai îmbrăcat. Pe dreapta, adică. Pe dreapta ei. Dumneavoastră treceți la un interviu, vă rog. Da. Dați-o în părere de târgul de astăzi. Ce s-a zis domnul Arun? Târgul e bun. Avem aici și așa și zice să-ți dau pe ea și gata. Fără 10.000 nu ei. 7.500 ce-am dat. 10.000 și a ta. Ține aici, 8.000. Nu o fac. Să vă răz 10.000 nu. Când vrei tu la orice oră, ai banii de la mine, 8.000 pe ea. Știți cursa de astăzi care s-a făcut la Bărca, da? Ați auzit? Am auzit. Mărind de la Catania și câștiga cursa de 500 de euro. De cai de trap. Aș fugea cu caleala. Vă rog frumos, filmați-o și pe partea asta, că e mai îmbrăcată. Pe partea aia. La loc, prințesă! De la loc, prințesă! De la loc, prințesă! Am mers cu Isaram, trebuie să meargă la 8 jumate, 9 jumate. Te-am zis baptam și eu. La un târg aici, te mă rog de oameni ăștia. La valoarea asta, România, aici, așa, și are domnul Aron. E, diule! Las-o așa, Ce frumos.
Eu mă duc la... Uite, să-ți dea Dumnezeu să închide, ne auzim? Hop! Mamă, și stă albă, ce ai zis? Vrei dacă vreți mă iubi, dar... Mă duc la vaci. Dai pe la mea. Da, da. Nu mai sunt ca și ea. De ce se fac? Dacă nu fac ce fac. Ce te duc la măgarul ăla? Nu am văzut cu măgarul ăla. Ce te duc la naun? Frumos. Ai văzut ce și-a arătat la tu? Ți-ți place să te mântrești pe el? Da. Vă salut cu respect. Sunt Ștefan de la Celaru. Am venit aici la expoziție la Naion de la Craiova. Îl cunoaște toată țara, Iona Lumitica. Am venit cu acești doi cărți, îi prezentăm la toată lumea. Sunt de vânzare. Unul are 2 ani jumate, unul are 7 ani, cu acte de Olanda, cu tot ce trebuie. După cum vedeți, sunt veniți prieteni din toată țara. Roșu, tovarășul meu de la Pitești. Am venit aici, Roșu Jupânu, da. De la Pitești, sunt oameni de la București, din toată țara. Am venit să facem aici prezentare de animale, frumos. După cum vezi noastră, care mai de care mai frumos. Și rugăm un număr cât mai mare să crească cai mai mult și să se prezinte la expoziții. Foarte bine a zis Roșu. Prietenia noastră. Exact. Dacă nu ne adunăm aici, cu cavaline noastre frumoase. Dacă nu ne adunăm acum, zic, când dracu să ne mai adunăm? Exact. O lume elegantă. Vă pup, vă respect. Acestea sunt caii, cu ăștia defilăm. Ștefan de la Celaru mă numesc, vă aștept în orice, până la orice moment. Avem bice de astea de colecție. Numărul 1 în România, fraților. Aude aici, bice, bice de colecție, da. Bine. Atât, talent. Talent. Ia. Aduc pe aia. Cum vi se pare aici? La cine v-a chemat? Domnul Ion m-a chemat aici. E foarte frumos. Aer liber, la pădure, cai frumoși, zonă frumoasă, oameni frumoși. Așteptăm an de an, în număr cât mai mare. De cai frumoși și de... Și e pe frumoase. Exact. Gata, să treci. Mulțumesc frumos, a zi bună. Ai auzit? Nu, Ospinaj de la Curaș. Ospinaj de la Curaș. Așa, tată, pe el. Lasă-l dracu.
Păi și noi ce-o poză? Păi aici-o poză, aici. Lasă lumea să vorbească. Cum este aici la expoziție? Bă, băi, noi suntem de la Giurgiu. Ne-a plăcut, avem prieteni comuni. Am venit, ne-a invitat la târg aici, la Craiova. Am venit și noi cu caii noștri frumoși. Am înhamat aici să arătăm și noi cu ce am venit. Să vadă lumea că da. Avem și noi scure frumoase la București. Da, da. Ce să vă, ne place, sunt prieteni. Și la cine ați venit la eveniment? La Ion. La Ion. Domnul Ion judecător, așa este. Domnul Ion judecător. La Craiova, da. Am venit la el, ne-a invitat aici. Urmează și calul frumos, acolo. Un băiat cu mare caracter. Mare valoare. Da. Da, să trăiți, să vă dea Dumnezeu sănătate. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să mai veniți, să mai stăm de vorbă. Da. Filmează și ca ei ăștia doi frumoși andaluși. Îmi plăcere. Da. E, uite, filmează ca ei ăștia doi frumoși andaluși. Nașule, cerești ce-i poza, mamă, ale ori. E poza, cerești. Da, e o poză. O poză aici cu un nașul. Sigur că da, sigur că da. Aha. Aia e. Cel mai mare samsar, fane de la celălalt. Păi vorbiți, cel mai mare samsar. Imediat acum dăm un interviu. Fane de la celălalt, face roșia cu mecher. Cel mai mare samsar, cu carul. Cai. Vorbește fane. Fane, de dumă. Hai să vină pălăria și-am dat dumă. De dumă, mă. De dumă, mă. Dați camera mai aproape să vă spun două lucruri. Camera mai aproape, bossule. M-am uitat aici la târg la Craiova cu prietenul meu, Nea Costel, de la Giurgiu. L-am cunoscut ca cel mai mare negustor de frizieni. Omul a avut frizieni când noi eram mai micuți așa și uite acum ne-am făcut și de mari. 10 persoane în țară aveau frizieni la vremea. De la acest om am mai învățat și eu câte ceva. Acum, uite, ne-am întâlnit aici la Craiova. Și acum la Ion, să fare, la Ion, să-l mai văd și eu câte ceva pe dânsul. La Ion de s-a botezat la 32 de ani. La Ion negustorul, zi judecătorul. S-a botezat la 32 de ani. Nu știu eu, dacă zi trei țar copii. Zi tu trei țar familia. S-a botezat la 32 de ani. Îmbrăcat. Și a zis popa, unde cu mine că sunteți alături de noi? Noi alături de voi și uite așa am venit aici să facem un tur frumos. Dacă se poate, dacă nu ne luăm animalele și tot, așa ne numim. Și plecăm și venim data viitoare. Da. Nu pleacă nimeni până nu mănâncă și bea. Sunt aici alături de fratele nostru mai mare. Îl cinstesc pe fane din cuporul de pensie că a luat pensia. Nu pleacă Nea Costel până nu dă ceva din pensie, că am auzit că i-au făcut 20 de baros în acolo. N-are mai mare decât 2000 pe lună. Da, bă, 2000 are pe lună, are pensie specială. Bă, ce faci, unde te uiți? Bosule, îmi faci mie o poză cu emblema României aici. Ține aici, băgă-te aici. Abri cu noi? Da, da. Cu emblema României. Pe acest copil îl cunoaște, poză, da? Atât e nepotul lui Ion,
care a făcut târgul azi la Craiova. Și el mă știe pe mine de când era foarte mic, acum bărbat frumos, cu freză pe o parte, barbă la modă. Nu zicea nici mama aici la și are și el cai frumos. El ne-a pus cu bunicul sau aici să facem ceva prezentări cu caii noștri. Da, să vă ajute Dumnezeu. Dumnezeu sănătate. Pane, ce-a luat frânghia la căpăstul să pripărească capra? Da, tată, uite. Mai lungă, mai lungă. Mai lungă, îți mai dau și matale unul. Gata, tată. Da, ia, stai acolo. Ia mă, mă, și mie cu pane. Cum ca ai cu pane? Să-i mă așa. Alex, se mai vine, mă, că duc. Să fii! Ești, mă! Hai de capul! Bântuiuș! Ho! Fane! Fane, tu n-ai văzut că l-ar intre pe șoare! Bă, fane, bă! Bine, bă! Bine, bine! Hai, bă! Ai prins și coala calului? Mai bine, să spun eu! Mai poze separat la coala, nu vă știu revin! La mașină! Hai, Cristi, să-i legăsim pe niciun. Vedem, vedem atunci. Hai.
perechele. Da, și... Thank you.
Da. Poți pune pâine? Da, mulțumesc. Hai, tu de când și eu le am. Și mie. Nu mă las că te duci după. Aici, și eu le aici. Filmează aici, aici la Banat aici. Aici. Asta e de la jumate Craiova și jumate Banat. Cu jumate și mai mult. Să fac un dar la nu e pe capul la piramide, piciorul ăștia de la stația de pe toate. Nu mai cum de loc.
4, 5, ia-l mă! Alt! Ia-l mă! Ha? Hai! Acă n-am, acă, acum, acum! Ia-o mă de la 0, mă, ia-i pe bun! Pune-mă 2, 4, 6, 8! Da, mă, pune 2, 4, 6, întreagă! Dă-i cu amă la mine! Stai să țile! Dă-mă că-i numărat bătrânii el frumos! Păi nu stai să țile! Nu atârnăm noi! Vreau să nu dați în ea până? Nu, nu. Cu ce ești? Cu mașina? Da. Te-o suie singură, fii atent. Te rog eu să-ți trească ție cu bine, să nu dai în ea. Trească toată lumea? Ce-i numai bine? Suntem aici la practicuța cu toți caii. Și să ne ajute cu da, de unde ești, bossule? Din Calafat, fratele meu. Da. E tocmai din Calafat, da. Ești neamă cu Marcel? Care Marcel? Șoiman? Da. Da, e nepotul meu. E nepotul tău? Eu sunt nepotul. A, tu ești nepotul tău, am înțeles. Știam eu ceva că ești din Calafat. Am vrut să aud de la tine. Au, gata, bossule. Avem și un cal de Germania, de rasa Oldenburg, de 4 ani. Cal de rasă, Oldenburg, de Germania, ajunge și 40.000 de euro în cal de ăsta, da? Jucănul vă dă pe 5.000. Sunt băiat bun. În bandă mă enervează. Da, e la ce? Să câștigați o dace, de-aia aveți la cex. Ai primat tu scaita, nu? Da, da. Ce să vă zicem, domnule? Vă zicem la fiecare expoziție să vedeți un număr cât mai mare. Explică, tată, la... Le-am explicat. Să știe toată lumea ce da. Marfa aduce rasa aici la expoziții. Avem frizieni, andaluzi, rasa Oldenburg, lipițeni, e de tot. Pe ăsta nu mai trece nimeni peste bosul. Dă-te aici, stai șef. Puteți să ne faceți și nouă, măcar o poză. Mă, tată, și o poză. După. Nu poți să faci o poză să da, postați cu mine. Da, ele Virgil de la de la distanță. Nu dar toți șef suntem peste tot. Bă, n-am declarat noi, ne declară lumea. Tu, tu ai văzut fotograful, nu? Cu le respectă. Bărbați, de unde s-o tăia, bărbați? Să trăiască, bă, jupunul, bă. Meastră care ne luați intervine. Vine-te, uite, mai punează, bă, pe un bol, bă, aici, care... Uite-vă, puteți să cu el. Lasă-l la travă, lasă-l, ducă calul. Păsărica!